Bun găsit, sunt Carmen Avram și în numele echipei noastre vă spun Hristos a înviat. În această seară vorbim despre lumina din oameni. În Iași am găsit un personaj excepțional, pentru câte lucruri face și câte mii de vieți a reușit să schimbe, dar și pentru cât de des și de rapid apar minunile în viața lui. Atât de rapid încât, mărturisim, până și noi am avut probleme să surprindem pe cameră tot. Și credeți-ne, o săptămână nu ne-am oprit din filmat. La sfârșitul acestui reportaj, vă veți întreba probabil cum ne-am întrebat și noi. Când are acest om timp să doarmă? Câte ore are ziua lui? De unde și-a cumpărat bateria inepuizabilă de telefon? Și de ce pare el să aibă o linie de comunicare deschisă cu însuși Dumnezeu? Omul pe care îl veți cunoaște astăzi e cu adevărat unic. Undeva în Moldova, într-o biserică mică, slujește un preot mare. După faptă, nu după vorbă. Se numește Dan Damaschin și duce cu el, ca o aură invizibilă, reputația de a fi supra-om. Deloc, deloc, se apără părintele. Nu e nimic supraomenesc în ce face, ne spune firesc. Doar respectă porunca supremă lăsată de Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, în tot felul tău și pe aproape tău ca pe însuți. Această iubire totală, absolută, s-a înfiripat în el încă de pe vremea în care bunicul îl adormea, legănându-l pe picioare și șoptindu-i Tatăl nostru. Peste ani, ea a crescut atât de mult, încât în vremea comunismului, când nu aveai de unde să faci rost de cărți sfinte, a transcris de mână o evanghelie împrumutată de la vecini. Iar la 13 ani a apărut primul semn că între el și Dumnezeu se stabilea deja o legătură directă. S-a îmbolnăvit de diabet și, paradoxal, spune părintele, asta l-a salvat. Și azi, de fiecare dată când își injectează insulina, îi mulțumește celui de sus că l-a împiedicat să se înscrie la școala militară. Când a devenit securist sau ce putea să devină la lumea respectivă. Și am făcut liceul sanitar. Atunci a făcut cunoștință brutal cu suferința oamenilor și tot atunci a descoperit limitele medicinei. Așa că, în loc să devină doctor, a ales teologia, iar providența i s-a arătat din nou, luându-l de mână și făcându-l preot de țară într-o localitate lipită pământului și aparent fără Dumnezeu. Era o listă mare cu parohiile unde poți merge să activezi ca preot. Am pus în buzunar niște bilete, am mers pe varianta facă Dumnezeu ce vrea cu mine. Și am tras locul unde oamenii nu aveau un preot activ de câțiva ani buni. Acolo, în acel sat pierdut în timp și sărăcie, și-a găsit menirea, în clipa în care a înțeles că nu poate exista teologie fără filantropie. Și-a lepădat deci încălțămintea cea bună, și-a suflecat poalele veșmântului preoțesc și s-a pus pe treabă în slujba semenilor lui. A improvizat un punct farmaceutic și și-a transformat mașina personală în ambulanță. Aveam un Aro 10, care se strica de două ori pe zi. Și reparam, eram experți în a repara mașinile. Se năștea mașina preotului în drum spre maternitate. Întâmplător sau nu, după niște ani de astfel de drumuri, a venit și ziua în care a ajuns la maternitatea cu zavodă din Iași. Și aici a rămas, hotărât să facă tot binele de care e în stare. A fost numit preot la bisericuța din curtea spitalului. Pe atunci, lăcașul încă nu era terminat. Așa că Dan Damaschin a hotărât că trebuie finalizat rapid. Nu era foarte clar cu ce bani va face asta, dar grijile lui au ajuns acolo unde trebuia și, ca din senin, au început să apară donatorii. Oameni cu stare, oameni simpli, dar și oameni care și-au dat literalmente ultimii bani. Bunicuța care, Dumnezeu să o ierte, doamna Elena, când am fost la pictură, părinte, și-ați bani de înmormântare. Eu am o casă, nici nu poți. Când noi muri, stai încolo, părinte, o să un os, mă îndăi la când. E mai mare pomană de acolo decât la mine la mormântare. 13 ani au trecut de atunci și, după cum arată viața lui, nicio zi pare că nu s-a scurs, fără ca divinitatea să-i dea un semn că îl secondează în tot ce face. Ba chiar i-a trimis și ajutoare, o mână de voluntari, oameni croiți după chipul și asemănarea preotului. În timp, legătura dintre el și Dumnezeu a devenit tot mai puternică și tot mai vizibilă. Ai fi tentat să spui că între părintele Damaschin și cel de sus
există o linie de comunicare directă. Cum să explici altfel faptul că rugăciunile lui ajung atât de repede la cer? Asistăm astăzi la o astfel de, să-i zicem, întâmplare. E o zi obișnuită din viața lui. Citește sutele de pomelnice cu mii de nume adunate în câteva ore. Și tot câteva ore îi va lua să le parcurgă pe toate. Timp în care va rămâne așa, în genunchi, convins că Dumnezeu aude problemele tuturor celor pomeniți. Și nu se înșeală. Sub ochii noștri, o tânără mămică îi cere unui voluntar de-al părintelui să o ajute cu niște lapte praf pentru copilașul ei flămând. Instantaneu, în ușa bisericii, apare o doamnă care aduce... Cutie de lapte. Ia uitați, mămica. Ia uite, mămica, pentru copilaș cum a venit. Vezi? Deci a venit la fix. Poate să ai și bănuț? Hai, puteți dumneavoastră în urma de donații pentru copilaș. O simplă coincidență, spunem noi. Mai zăboviți puțin pe lângă biserica noastră, ne răspunde părintele, și o să vedeți atâtea coincidențe încât o să ajungeți să nu mai credeți în ele. Noi nu avem buget. Bugetul nostru îl face Dumnezeu. Dumnezeu este contabilul nostru și furnizorul de fonduri. L-am luat cel mai serios cu putință. Oamenii au dorință de a ajuta și Dumnezeu îi trimite la mine. Omul vine, nici n-am cum să luăm în cutia milei și dăm mai departe. Și exact asta se întâmplă chiar în timpul acestui interviu. Părintele e întrerupt de nenumărate ori de binefăcători și beneficiari dopotrivă. Sub privirile noastre uimite, fiecare dar care ajunge are parcă destinatarul prestabilit de undeva de sus. Și astfel, părintele reușește să-i mulțumească pe toți. Am avut de la cine învăța, ne spune. Duhovnicul lui a fost însuși Cleopa Ilie. Stăteam acolo ore întregi, veneau zeci de autocare la poarta Silvestriei și eram copleșiți. La un moment dat se vedea așa, sunt de pe scaun, mă iertați, eu trebuie să plec, am pășit destul în ogorul vostru, mă duc, am și eu de pășit la mine. Nu mai vede mai târziu, fraților. Foarte frumos. Bună ziua, ce e tare. Mă iertați, vă așteptăm cu ceva? O să vă dăm, ne ajută, niște hăinuțe aveți aici, nu? Hăinuțe ce aveți aici? De care hăinuțe? De a copilaș, nu? Da. Da. Aș pomeni cu foarte frumos, Doamne ajută. Mulțumim foarte mult aici. Văzând că de multe ori n-am ce, da, mă decid, domnule, nimeni nu pleacă de biserică la mine fără un ajutor. Vă pânzi așa, foarte frumos, când vezi face fapte bune, nu dai din ceea ce ai din prea plinul tău, ci din ceea ce nu ai. Doamne, ajută să fac o faptă bună. Deci tu te lupți, începi să te rogi, Dumnezeu își trimite soluția la problema respectivă. Și minunile se întâmplă, în continuu. La scurt timp după pachetul cu hăinuțe, în biserică apare Ștefan, un băiețel frumos și sărman, care rămâne uitându-se lung la cutia milei. L-am bănuit imediat că ar vrea niște bani. Ne-am înșelat. Știi ce e în cutia aia la care te uitai? Și ești curios? Ia du-te și vezi. Ce? Și dacă nu știai ce în cutia aia, de ce o priveai? Am văzut la copii cadouri papuci. Tu nu ai? Păi și papuci roz de la tine din picioare, de la cine sunt? De la sora mea, la Matoleacă. Loredana, voluntara bisericii, îl aude și îl întreabă ce mărime poartă. 35. Cât, mamă? 35. Voluntara pleacă, iar Ștefan ne spune că face foamea. Da. Că n-are nicio geacă groasă cu care să țină piept viscolului de afară și că, spre deosebire de copiii din fotografiile de pe cutia milei, n-are nici o jucărie. Dar n-apucă să-și termine povestea că se întâmplă încă o așa zisă coincidență. În magazia bisericii a fost găsit un pachet rătăcit, uitat de la Crăciun, iar în el o pereche de bocanci, mărimea... Ați ghicit, 35, plus geacă, plus jucării, hăinuțe, dulciuri și rechizite. Tu știi câți copii am îmbrăcat eu în campania de Crăciun? 500 într-o zi. Nu m-am ridicat de jos, așa i-am îmbrăcat și am încălțat pe fiecare. Așa funcționează lucrurile în viața părintelui Damaschin. Când nu se ocupă de fiecare în parte, se ocupă de toți odată. De Crăciun, Dumnezeu i-a ascultat rugămintea și l-a ajutat să îmbrace 1000 de copii. Da, ați auzit bine, 1000. Nu-i suficient, le-a zis părintele voluntarilor. De Paște dublăm numărul. Am crescut exponențial ca în cizia lui Ceaușescu. Că a fost frumos, am dat peste cap și am ajuns de la 37 de copii în primul proiect, cred că prin 2005-2006, la 2000 de copii astăzi, pe care îi îmbrăcăm haine de calitate, încălțări. Deși obișnuiți cu părintele, oamenii de lângă el s-au speriat puțin.
părinte. Dați seama, suntem o mână de oameni aici. Vă gândiți că e Paștele, nu e Crăciun. E Crăciun, lumea de obicei sărbătoarea se dă o aură așa de milostenie. Hai să dăm și la ăla așa. La Paște nu e prea așa. Oamenii au servicii, e diferit la Paște. Te duci la copil și îi spui, măi, duci cu metru ăla. Și-l măsori la picioruș, la cap frumos și n-a stă cu micior suit la tine. Și te întreabă la urmă, domnul Adrian, dar de ce ne-ați măsurat? Păi vreau să-mi îmbrac din cap până în picioare. Te gândești tu, om mental, faci față. Ca să facă față acestei campanii, părintele Damaschin a apelat la Facebook, plecând de la o idee simplă. Este o lume în care este multă nedreptate, iar noi ca și creștini, ca și oameni, ca și preoți în special, avem obligația să transformăm acea durere în bucurie. În înviere, omul respectiv să nu vadă lumea în care crește că este un iad. Lumea trebuie să fie un început de rai. Și-a luat voluntarii, a dat sute de telefoane, a adunat informații, a bătut satele județului Iași și a reușit să-i găsească pe cei 2000 de copii care aveau mare nevoie de ajutorul de Paște. A postat zilnic pe Facebook fotografii și povești înecate în nevoi și tristețe și le-a atașat liste cu nume, vârstă, măsuri la haine și încălțăminte. Și cum funcționează? Omul își alege? Da, își alege un copil, îi spune codul de aici și noi trecem în dreptul copilului, ăsta e copilul tău, gata. Și le ajută, cum poate, cu bani sau cu pachetelul. Apoi, părintele a făcut ce știe el mai bine. L-a lăsat pe Dumnezeu să se ocupe de detalii, cum ar fi de bani, de exemplu. Proiectul de Paște anul acesta ar trebui să însumeze 4 miliarde de lei vechi, 100 mii de euro, să spunem. Dar bani nu erau încă. Nu. Niciodată. Noi am mers în sate, am măsurat, facem 2000, facem 2000, conturi 000. Doar de asta am spus părinte. Părinte, sunt 2000. Nu sunt 1000, sunt 2000 acum. Prostii. Este treabă. Divinitatea a reacționat imediat. A început să ningă cu donații. Mare noroc, având în vedere că părintele comandase cadourile înainte să fie avut vreun ban. Noi am fost martori la sosirea primelor pachete. Preotul și-a nodat poalele și a pus umărul la descărcat. Nu avem nici jucării, nu avem nici, eu știu, alt nicole de distracție și avem haine frumoase. O veste impecabilă pe care un băiețel bănuiesc, vârsta asta va fi un, eu știu, 90 ani, cam așa va fi. Va fi toată unei bluzițe, nu știu de culoarea bluziței băiatului, să spunem că asta va fi o bluziță. Așa, o vânăva peche de blugi frumos tare, niște ghete avem în cameră de dincolo și va ieși un copil frumos, așa spălat, cu dacă îi punem și detergent, îi punem și șampon și îi mai punem la masă, bineînțeles, o porție de păstramă, de aia bună, tradiția românească, nu spunem firma ca să nu facem spălare la concurență, și un cașcaval și copil va fi om adevărat de Paște. Va fi cel mai fericit copil, așa că trebuie să fie toți copiii fericiți care îi avem noi în România. Lasă jumătate de factură. Jumătate de factură, a? Că de cealaltă jumătate se ocupă între timp tot Dumnezeu, prin solii lui, direct, wireless sau pe telefon. Sunt și copii mai mari și mai mici, sigur că da. Dacă vă luați un copil, îl luați din categoria cu codul CR, da? Cod CR vă rog să fie pe el, da? Lista este la sfârșitul postărilor, totdeauna se află lista. Așa. Și... După ce se termină postarea, vedeți și lista. Da? Și pe aia notați, vă rog frumos, în mesaj, notați în mesaj dumneavoastră faptul că vreți copilul respectiv, da? Luați-vă răgazul să vă uitați puțin la acest om. Haide, băi, că merge, haide. Ceea ce vedeți acum nu e regie. Această agitație continuă, această muncă permanentă, e rutina de zi cu zi a părintelui Damaschin. Timp de o săptămână, cât l-am filmat noi, n-a stat o clipă. Și ne-am întrebat permanent, uluiți, de unde are atâta energie, atâta forță, atâta răbdare și atâta timp să le facă pe toate. Căci această campanie de Paște e doar o mică parte din ceea ce întreprinde acest om. Căruia, dacă nu s-ar supăra, am fi tentați și noi să-i spunem supra-om. De exemplu, clădirea umplută acum cu pachete până la refuz adăpostește de regulă un after school pentru copiii necăjiți, iar de el se ocupă tot părintele. Dacă ne socie să știm piramida asta,
probabil că ea are un folos. Că la vârsta anunțe care este folosul ei, asta este altceva. Dar piramida asta vă învață să gândiți profund. El a găsit profesori voluntari. El plătește chiria și tot el asigură mâncarea pe care o primesc acești copii, pentru că nimeni, absolut nimeni, nu trebuie să plece de aici cu burta goală. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Ba chiar, din când în când, părintele mai face câte o aroganță. Știi ce facem ardea cu copiii ăștia? Bună, zic că ești câteva de ducem la o pizza de pasă, eu așa zic. Vrei pizza? Nu, că nu. Nu-ți place pizza? Nu. De cu carne, cu sarmă așa bun, nu-ți place mâncare? Nu? Mânca pizza de cu sarmă așa bun, așa face. Pizza de aia bună, mâncare. Nu-i mâncat niciodată? Tu ai mâncat pizza de aia bună cu sarmă așa cu... Deci nu mânca pizza de asta, hai, hai! Și i-a dus pe toți la restaurant, unde copiii se înfruptă cu poftă din pizza, iar Dumnezeu achită nota de plată. Serios, n-am reușit să surprindem momentul pe cameră, căci s-a întâmplat prea rapid. Dar, credeți-ne pe cuvânt, de la una dintre mese s-a ridicat o clientă care i-a dat părintelui bani cât pentru toată consumația. Pentru preotul Damaschin, această vizită la restaurant a fost una dintre rarele ocazii în care a avut timp să se hrănească. Riscă mult cu diabetul lui care îi impune între 3 și 5 mese pe zi, dar și aici se lasă în grija protectorului. Cât facem treaba, Dumnezeu ne ține. Când nu facem, ne schimbă. Eu sper să n-ai avut motive momentan. Știu că am treabă. Nici de odihnă n-are parte. Acest om muncește 365 de zile pe an. Dumnezeu vostru, ceva ca în gara de nord a dumneavoastră. O astfel de lucrare nu poate oferi liber, pentru că nu pot să spun că astăzi fac o faptă bună pe care mă opresc să mă odihnesc. După fiecare proiect, oamenii normal la cap sărbătoresc, am încheiat proiectul, se premiază, se fac gale. La mine, după fiecare proiect, a doua zi, luăm de la cap că avem alt proiect. Imediat după Paște, vine 1 iunie. Trebuie să organizăm ziua copilului. Autocare, masă, teatru. Te dăm când 1 iunie, vine 1 iulie. Aram în bisericii, sărbare, în spital, darul la mame, masă. Termin 1 iulie, ce problemă? 10 iulie, este tabără de vară. Stop! Ați auzit tabără de vară, nu? Și v-ați gândit imediat, aha, deci totuși are concediu. Da, oficial are. Practic, când mergi cu 100 de copii la mare, numai vacanță nu e. Două ori de somn pe noapte, schimb Pampers, scutece. Dimineața te cheamă administratorul, părinte, mai avem încă 5 saltele pișate, trebuie să le schimbăm, ce faci, le plătim, oamenii pleacă la plajă, tu te magazin, stai 3 ore, cumpără 100 de înghețate, l-ar vrea ciocolată. Dar lui nu-i pasă, pentru că vede în râsul acelor copii, în fericirea lor, în mirarea din ochi, că au trăit un moment pe care nu-l vor uita niciodată. E o experiență nebună, dar face de 1000 de ori ar face-o. Să ne punem în pielea copilului puțin. Copii care ar putea să nu mai pedeci de câte ori s-au ridicat sătui de la masă. Au stat la restaurant o săptămână și au mâncat peseturate. Copii care în viața lor n-au avut o lingerie albă în pat, au stat sigur în pat de două persoane și s-au lăfăit. Copii care se spală o dată pe săptămână, dacă se spală într-un lichean acasă, au făcut zilnic baie în cadă. Copii care, datorită muncii la care sunt supuși, rar apucă să se joace cu mingea, au stat în mare, puici s-au săturat de apă. Cam așa poate fi deschisă bucuria unui copil de la mare. Expresie de genul, mamă, ce mare e apa asta! Acum că ne-am lămurit cum e cu tabăra de vară, trebuie să continuăm, căci treaba preotului, cum spuneam, e un ciclu nesfârșit. Septembrie, haine pentru anul școlar. Jur de 1 octombrie, terminăm hainele. Frig afară, n-avem lemne pentru mame. Repede, lemne copii, lemne copii pentru familii. Și începe nebunia cu lemne care durează până pe la, eu știu, 15 decembrie. 15 decembrie, Crăciunul. Cât mai avem? M-a zis până Crăciun și noi n-avem făcut listele. Hai pentru Crăciun. Terminăm Crăciunul. Nici o problemă. Vine ianuarie, februarie, taba de anul copiii. Tot timpul e ceva de făcut. Și că dacă n-ar fi, tot s-a găsit ceva de făcut. Tot am inventat ceva de făcut. Pe 25 martie, de pilă, se încheie proiectul Floarea Vieții cu luna martie, în care mamele sunt omagiate. Adică le duce daruri tuturor femeilor din maternitatea cu zavodă, în curtea căreia se găsește biserica. Dar nu numai daruri, ci și Pampers și scutece pentru proaspetele mămici. Numai că, pentru toate acestea, e nevoie de bani. Și atunci, părintele Damaschin și voluntarii lui ies la vândut de mărțișoare și de flori. Era pe 1 martie, deci nu era frig, era crunt. Am făcut un fel de
Cutiuță în verete, în ciolofan, de ăsta transparent și aveam o candră înăuntru ca să țină cald la floricele. Dacă nu reușim să facem ceva, vă dați seama, vin mamele și noi dăm din numeri. De unde? Trebuie să facem rost. Nu avem cum. Cât de mult vând și câți bani reușesc să facă, am văzut cu ochii noștri. Cum am zis noi, copilul frumos și fundulețul fin, cu efort. Într-una dintre zilele de filmare, biserica s-a transformat brusc în depozit. E ține. Așa. Una, doi, trei, patru, cinci, ori opt, 40 și cu patru, și cu șase, 46. Câte sunt? 150. 150? Iar ce vedeți acum se întâmplă foarte des. Cum mobilizează atâția oameni? Cum reușește să scoată din ei ce e mai bun? Cum îi face să-și dorească să schimbe viața unor copii? N-am reușit să înțelegem într-o săptămână de filmare. Însă abundența darurilor e cu adevărat impresionantă. O recunoaște și părintele. Am nevoie de o catedrală, cel puțin să pun scutecele și hainele. Să nu vă lăsați hainele la mine în biserică ceva cumva la întâmplare, că nu le mai găsiți. Pentru că procesul de a primi și a da mai departe, atât de mare, face aproape imposibil să nu pierzi haină, geac, plovăr, mănuș. Nici n-are rost să m-am căciulă, că la mine căciulile am doar 3-4 și mă dea soc pe nici căciul mai scumpi. Omul, dacă nu ai căciulă, ia-mi căciulă de aici. Și acum credeam că am dat geanta mea, dar geanta mea e mai în spate acolo, să-mi o recuperez din zonă. Iar după ce își recuperează geanta în pericol de a fi dăruită, înșfacă punga cu cadouri, înainte ca și aceasta să-și schimbe destinația și se grăbește să-i o ducă unei mămici care are mare nevoie de ce e înăuntru. Și, din nou, trebuie să vă spunem că tot ce ați văzut până acum e doar o parte din ceea ce face părintele Damaschin într-o zi. Astăzi, de exemplu, la treburile uzuale se adaugă încă o faptă bună. Va hrăni tot personalul și toate pacientele maternității cu zavodă. Voluntarii lui au adus 150 de kilograme de pește și le-au și ajutat pe bucătărese la curățat. Așa se întâmplă la fiecare sărbătoare creștină. Spitalul cu zavodă din Iași e centrul misiunii preotului Damaschin. De 13 ani bate zilnic holurile celei mai mari maternități din țară, vizitând paciente și încercând să afle cu ce le poate ajuta. Uneori trebuie să încurajeze viitoare.